Avem 1500 de cutii, ne-au fost repartizate. Acestea sunt pentru centrele de evaluare de la Mangalia, Pneumo și Spitalul Militar. Facem solicitarea și pentru Spitalul de Boli Infecțioase, pentru acest centru unde sunt multe persoane asimptomatice care descoperă că sunt pozitive. Deocamdată putem ține sub control, în sensul că avem unitățile sanitare au personal care să facă față. Sperăm să rămânem la nivelul ăsta, în sensul că să nu ne blocăm, să avem focare mari și să trebuiască să închidem secții sau să nu avem cu cine desfășura activitatea unitatea sanitară.